Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre conferința științifică Statalitatea Republicii Moldova, continuitate istorică și perspectiva dezvoltării. Această temă o vom aborda împreună cu Valentin Beniuc, doctor habilitat, profesor universitar, rector IRIM. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Și Sergiu Nazaria, doctor habilitat în științe politice. Bună seara, domnule Nazaria, și bine ați venit. Pentru început, domnule Beniuc, vreau să vă întreb, care este scopul acestui eveniment care urmează să se desfășoare în perioada 24-25 aprilie, martie, da, cer scuze de această mică scăpare, în țara noastră, pentru că până la urmă este un eveniment care se organizează sub patronajul președintelui Republicii Moldova. Vă rog. Da, doar vreau să menționez că denumirea conferinței este Statalitatea Moldovei, noua Republicii Moldova. În aceste două noțiuni, la prima vedere, ele și într-adevăr sunt foarte aproape, dar Moldova ne este din moș strămoș, răstrămoș până în prezent. Republica Moldova apare doar acum respectiv din 1991 ca stat. Acum, evenimentul din 24-25 martie reprezintă un probabil că un interes științific deosebit. Este o conferință științifică și prin însăși făptura sa, de acum este un eveniment științific, ori la noi în Republica Moldova nu prea sunt chiar atât de multe conferințe, iar sub patronajul președintelui sunt foarte rare. Da, este unica și vreau să menționez acest lucru, că președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a semnalizat opiniei academici, să-i spunem așa, că voi savanții ne trebuiți, trebuiți statului, este bine să fiți în serviciul statului și că acest fenomen, statul, are necesitatea argumentărilor și dezbaterilor științifice. Într-adevăr, noțiunea de statalitate, ea este abordată de către savanți cam de vreo 20-30 de ani în mod serios, în mod serios. Și în sensul ăsta, deci, a ajuns și valul discuțiilor științifice și la noi în Moldova, când în această perioadă vom dezbate ce este statalitatea moldovenească, care sunt originile, care este continuitatea, în ce măsură ea își are perspectivele sale. Domnule Nazaria, ce este statalitatea? Cum ar trebui să fie înțeles acest termen corect? Eu i-aș oferi domnului Biriuc mai degrabă să dea răspuns la întrebarea asta. Da, și pe parcurs să revenim, dar haideți să vorbim și despre însemnătatea acestui eveniment și despre modul în care se va desfășura. Pentru că până la urmă, în dimineața acestei zile, în cadrul conferinței, se spunea că vor participa aproximativ 80 de personalități din diferite domenii și este o conferință internațională. Da, este o conferință internațională la care vor participa experți din 10 sau chiar 11 țări din spațiul CSI și Uniunea Europeană. Deci vor fi personalități eminente din domeniul științei istorice, politologice, juridice și apare în genere în contextul întrebării care ați amintat-o dumneavoastră, domnul Beniuc, ca să continui gândul și întrebării mele, în genere nu numai pur și simplu de ce este totalitate, dar de ce este nevoie de a dezbate întrebările astea. Da, vedeți că noi nu putem să avem o dezvoltare normală, economică, nu putem să ne asigurăm drepturile noastre, drepturile omului, cum le spunem noi, nu putem fi oameni liberi în situația când nu avem un stat funcțional. Deci, iată, noi vrem să trăim prosper, să avem economie dezvoltată, așa? Dar cum poate fi lucrul ăsta dacă nu funcționează instituțiile statale? Înțelegeți cum? Deci, de asemenea, cum poți să ai o economie dezvoltată dacă oamenii sunt indiferenți față de țara lor? Dacă oamenii nu sunt gata să suporte uneori chiar și lipsuri pentru a reînvia economia după un dezastru anumit, război, cataclism social, cataclism natural. Deci dacă oamenii nu au dragoste de patrie, nu țin la țara lor, la popor, nu-și respectă poporul, tradițiile, nu au
niște exemple din trecut însuflețitoare. Uite, strămoșii noștri au reușit, dar noi ce suntem mai proști ca ei, sau noi și o să le trădăm cauza lor și așa, sau degeaba au murit câteva generații din strămoșii noștri, au luptat pentru țara asta, au construit-o. Deci, dacă nu există sentimentul ăsta, patriotismul, la dragoste față de țară, respectul față de poporul propriu, deci noi nu o să putem să refacem și economia și străim normal bine. Noi o să scuipăm în țara proprie și o să plecăm în altă parte. Sau o să o furăm și o să o prădem. Deci, în sensul ăsta, conferința noastră va dezbate, noi vom pune în dezbatere, în orice caz ne-am propus să punem în discuție, în dezbatere, problemele din domeniul economiei, din domeniul jurisprudenței, din domeniul politologiei, istoriei și toate în complex, toate aspectele astea, și economic, și politic, și juridic, și istoric, ele sunt interdependente, sunt foarte legate reciproc și doar dacă nu ignorăm nici unul din ele, noi putem să avem o societate prosperă și o țară dezvoltată. Deci, deși sunt invitați oameni din diferite țări, pentru noi este important și experiența altor țări, de exemplu din Spania, din Bulgaria, din România, din Rusia, din Belorusia, din Ucraina, din Germania, din Slovacia, și încât de un domn rector nu mai ține o minte, mai scurt din mai multe țări. Pentru noi este foarte important, din Kazahstan, pentru altele, este important și experiența altor țări, țărilor vecine și țărilor mai îndepărtate. Deci, și în contextul ăsta, noi avem circa vreo 80, cum ați spus dumneavoastră, de experți din Moldova, din diferite domenii, economiști, juriști, politologi, istorici, culturologi, psihologi, etnologi, care vor pune în dezbatere problematica respectivă. Domnule Beniuc, noțiunea sau termenul de statalitate, cum ar trebui să fie înțeles de către concetățenii noștri? Pentru că, desigur, în discuțiile pe care le avem, mulți oameni înțeleg doar hotarele Republicii Moldova, ca să nu aibă de suferit, să mențină ceea ce a fost stabilit anterior. Da, în primul rând, statalitatea se deosebește de noțiunea de stat. Da. Sunt două noțiuni absolut diferite și ele diferă atât prin conținut, cât și prin forma de manifestare. Noi, câteodată, chiar inconștient, substituim cuvântul stat cu statalitate ca să fie, din punct de vedere textual, frumos, așa, să nu se repete. Dar ele sunt obiecte de studii absolut diferite. Vorbind despre statalitate, statalitatea include inclusiv și statul în componența lui ca structură. Ori el include un șir de alte elemente care sunt concepute așa în mai multe forme, în forma tradițională și într-o formă mai modernistă. Iată, eu vreau să spun despre forma modernistă, cum am spus, în ultimii 20-30 de ani, precum este conceput statalitatea. Vreau. Ce înseamnă asta? Deci, în genere, un șir de savanți în baza marelui sociolog american Parsons au încercat să studieze ce este construcția statalității. Tradițional, construcția statalității era privită ca un fel de structuri juridice care reglementau viața socială, politică, economică a oamenilor din cadrul statului respectiv. Da. Aici sunt structurile formale. Noi le vedem, le putem percepe, noi le construim, noi le desființăm și așa mai departe. Însă acestea sunt niște chestiuni care sunt făcute în mod subiectiv de către om, mai bine sau mai rău. Însă statalitatea comportă mecanisme reglatori foarte adânci care la nivelul cel mai subconștient ne reglează toată viața socială. Adică noi nici nu ne gândim. Acești reglatori ei acționează indiferent de conștiința noastră. Obiectiv, adică. Deci este o chestiune destul de obiectivă. În sensul ăsta, dacă ai statalitate, ea se manifestă prin reglarea relațiilor între oameni fără a interveni, pentru că este imposibil să intervii în cadrul acțiunii acestor reglatori. Ele se numesc instituții de bază sau invariante. Invariantele acestea comportă un proces pe care noi de multe ori îl menționăm
cum este continuitatea. Statalitatea în genere se caracterizează printr-o mare continuitate. Deci aceste instituții de bază care există în afara conștiinței omului, la nivel subconștient, ele își fac treabă fără ca să ne întrebe. Și în sensul ăsta ne întrebăm, avem noi statalitate, instituții de bază, acești regulatori profunzi? Răspunsul este afirmativ. Îl avem. De ce? Pentru că avem stat. Statalitatea, mai devreme sau mai târziu, poate naște statul. Și nu invers. Mai devreme sau mai târziu. Sunt popoare care au statalitate, dar n-au avut niciodată stat. Stat, în esență. Dar, curzii, de exemplu. De exemplu, curzii. Sau sunt popoare care au avut stat, l-au pierdut și și-au recuperat statul peste sute, chiar mii de ani, cum sunt evrei, de exemplu. Peste mii de ani. Și-au recuperat statul. Datorită cui? Datorită statalității care comportă aceste mecanisme foarte și foarte, hai să spunem, cu un caracter obiectiv, date de cel de sus. Nu știu de unde vin ele, dar ele sunt și ele pot fi supuse dezbatere. Iată, chestiunile este în fond și le vom dezbate. Dacă îmi permiteți, aici un mic, domnule, supliment. Deci, iată, de exemplu, noi, moldovenii, sau polonezii, sau armenii, domnul Beniuc deja a menționat chestia asta, la o anumită etapă a dezvoltării istorice a statului lor, și-au pierdut statul independent. Dar în conștiința oamenilor, și nu numai al elitelor, dar și a poporului simplu, desori a țăranilor analfabeți, să păstra memoria că noi cândva am avut stat și în sufletele și în mințele noastre statul ăsta trăiește și noi odată și odată o să-l renaștem. Iată, ideea asta, dacă există, înseamnă că poporul are statalitate. Eu corect înțeleg, domnul rector? Cam așa. Deci există noțiunea de matriță a statalității. Ce este matrița? Este o chestiune invariantă, foarte constantă. Și ea reproduce permanent această statalitate. Ca cum matca în familia de albine reproduce permanent această familie, o reproduce, așa matrița asta reproduce statalitatea. În sensul ăsta, cei care nu au statalitate nu au nici această matriță care și nu produce evident nimic. Este statalitate, este matrița asta invariantă care reproduce statalitatea. Și în consecință și statul. Acum, sunt diferite nivele de statalitate. Deci, activitatea acestei matrice este diferită. Ea poate fi mai pasionară. Ea poate fi mai puțin pasionară. Iar ea poate fi undeva la nivelul unui rug care este în cenușă. Dar această matrice totuși există. Ea poate să reapară, să răbufnească și așa mai departe. În sensul ăsta, noi ne putem considera de oameni, de popor fericit, că noi avem această matrice care constituie statalitatea, care reproduce permanent statalitatea și care, la urma urmei, nu fără influența factorului extern, au produs statul Republica Moldova. De fapt, ați ajuns în albia pe care vroiam să ajungem să-l întreb pe domnul Nazaria. De ce ne distanțăm de ceea ce e stat și identitate moldovenească? Nu, chestia asta e complicată. Așa. Sau e o percepție pur și simplu? Întrebarea e foarte complicată și răspunsul nu poate fi simplu. Da. Eu cred că majoritatea absolută a oamenilor simple, a moldovenilor, nu se dezic de ideea entității naționale și statalității moldovenești. Mai degrabă că o bună parte a elitei noastre, o parte a intelectualității noastre de creație, a intelectualității științifice, o parte a elitei noastre politice, pur și simplu și-au trădat poporul propriu, și-au trădat idealurile național-statale și întrebarea asta trebuie adresată acestor oameni. De ce ei s-au dezis sau încearcă să se dezică de ideea entității naționale? Răspunsuri iarăși sunt mai multe. Sau din conformism, că lor le-i mai comod așa, pentru ei personal, uite, e mai bine să se dezică, să se servească un careva factor extern în politica de lichidare a statului național moldovenesc. Sau în genere ei sunt niște compradori, cum e masa principală a elitei noastre actuale guvernante. Ei sunt compradori, ei nu apără interesele național-statale. Noi în studioul ăsta deja nu odată la tema asta am discutat cu dumneavoastră.
Și respectiv oamenii ăștia nici nu se îngrijorează de ideea entității naționale, entității statale, apărarea intereselor național-statal, respectiv și a identității naționale a moldovenilor. Deci, dar iată, dacă îmi permiteți ceva în contextul răspunsului la întrebarea mea, ce și-a spus domnul rector, cum matrița asta reproduce statul. Și statalitatea, dar și statul îl renaște. Uite, dacă există matricea asta în interiorul poporului, mai degrabă mai târziu, statul renaște. Uite, polonezii și-au pierdut statul pentru o perioadă de peste 100 de ani. Undeva mai mult, chiar de 120 de ani nu au avut stat. Din 1000, dacă nu mă înșală memoria, 1795 până în 1918, așa? Deci 123 de ani. Dar pe parcurs au făcut câteva încercări de a renaște statul. Deci în ei și peste câteva generații după ce au dispărut statul, ei făceau încercările astea, efectuau încercările astea de a renaște statul. Deoarece în ei exista matricea asta și nu numai în elită, dar și în rândurile poporului simplu, că ideea asta a renașterii statale, național-statale, ea era susținută de majoritatea poporului. Același lucru putem vorbi de noi, de moldoveni. Deci anul 1917-18 este o dovadă concludentă, când totuși nu numai elitele, dar și masa principală a populației au susținut ideea renașterii statului moldovenesc. Aici sunt multe discuții și diferite opinii, dar totuși statul moldovenesc a renăscut, fie inițial în componența Rusiei, dar el a renăscut ca stat moldovenesc în 1917. Și iată, deja începe războiul civil în Rusia după Revoluția, Marea Revoluție, în rezultatul Marea Revoluție Rusă. Câțiva ani au durat, au cuprins și teritoriul Moldovei, în orice caz răuianele din stânga Nistrului. Și iată, în anul 1919 au fost mai multe exemple, când în diferite sate moldovenești din stânga Nistru, sate, majoritatea populației acestor sate erau țărani analfabeți. Nu a existat niciun fel de influență externă, spunem, politică asupra decizii. Oamenii, în cadrul satului, comunii lor, și-au proclamat Republica Moldovenească. Înțelegeți cum? Deci, probabil că în ei era matricea asta despre care vorbește domnul Biniuc. Noi am avut stat, oamenii știau, erau analfabeți, dar prin balade, prin discursuri orale din tată în fiu, de la bunici, de la străbunici, ei știau că noi am avut stat, știau de Ștefan, știau de alți domni, știau de lupta organizată împotriva diferitor cotropitori. Și oamenii zic, băi, noi avem stat, noi avem tradiție statală. Iată, tradiția asta statală, dacă, atâta cât ea este vie, chiar dacă oamenii sunt analfabeți, încă o dată repet, dar ea este baza renașterii național-statale. Domnule Benic, cine sunt adversarii statalității? Păi că noi și suntem, chiar și cei care pledează pentru statalitate. De ce? De ce e că noi avem tăria noastră cetățenească ca să-i spunem sistemului că noi avem nevoie ca să fim reproduși noi, părinții, în educația cetățenească. Dacă eu sunt cetățean și copilul meu să-și slujească patria, să fie cetățean veritabil al acestei țări. În sensul ăsta am spus să ne reproduc da, pe noi. Da. Și noi nu îndrăznim, toți ca să spunem sistemului că avem necesitatea unui tautologie, sistem educațional care ar reproduce cetățeni. Ori, statalitatea poate fi perimată, poate fi redusă, da, poate fi perimată, poate fi redusă. Atât de factorul intern cât și de extern. Atât de factorul intern cât și de factorul extern. Iată, în sensul ăsta, noi avem cele mai mari succese. Atât pe plan intern cât și cel extern. Spuneam într-o altă emisiune că noi avem două lucruri în acest sens. Două lucruri absolut negative care atacă această statalitate în defavoarea noastră, printre altele. Pe de o parte, nimeni din cei care conduc statul Republica Moldova, aproape nimeni din cei care conduc statul Republica Moldova, cum spunea domnul Popovici, cu excepția președinției care a solicitat această conferință, nu cunosc istoria obiectului de preocupație, istoria statului, propriului stat. Dacă tu nu cunoști istoria propriului stat,
a obiectului tău de preocupații profesionale. Cum poți să dirijezi? Cum poți să conduci și să dirijezi? Pe de o parte, pe de altă parte, un alt moment negativ este că în școli s-a dovedit acum, în ultimii 20 de ani, să se reproducă acetățeni, non-cetățeni. Lucrurile astea undeva în spațiul se întâlnesc și produc efecte extrem de negative asupra vieții noastre cotidiene, dar și de perspectivă. În sensul ăsta, noi toți suntem împotrivă. Depinde de noi. Da, sunt factori care spun la direct. Nu, Republica Moldova nu are perspectivă ca stat. Este bine ca noi să studiem, iată, așa istorie, este bine ca noi să devenim în perspectivă, iată, așa cetățeni și așa mai departe. Da, asta se vede. Dar noi trebuie să avem atâta carte, dar și imunitate ca să spunem nu acestor tendințe. Mă rog, fiecare spune ce gândește el. Dar dacă noi am avea cetățenia veritabilă, imunitatea asta de cetățean, de patriot, noi am spune imediat nu. Și atunci acești factori ar înțelege că cu ăștia n-ai de-a face. Noi putem doar prietenii, dar nu putem să-i lipsim de ceea ce au ei. Stat, statalitate, trecut, istorie și așa mai departe. Îmi permiteți și iată, deja noi am vorbit aici în studio și domn Biniuc acum a menționat că noi trebuie să educăm cetățeni care își iubesc patria, așa? Dar vedeți că mai este aici un moment. Deci nu numai cetățeanul trebuie să își iubească patria, dar masa principală a cetățenilor noștri trebuie să înțeleagă că ei nu pot avea o viață fericită, personală, normală, prosperă, dacă nu va funcționa eficient statul. Deci statul ne apără de multe și ne ocrotește și ne asigură condiții normale ca noi mai departe singuri să ne rezolvăm problemele noastre și economice, și sociale, și eu știu, personale, careva. Dar dacă noi nu o să avem stat și nu o să avem un stat funcțional, cei ce avem noi, dacă o să păstrăm situația de astăzi, deci țara asta o să rămână fără oameni. Oamenii, ca să trăiască bine, sunt nevoiți să-și părăsească țara, să ducă în alte țări unde statul este funcțional. Și dacă, spre spunem ipotetic, Doamne ferește, da, când statele astea care astăzi sunt prospere, statele acestea nu vor mai fi funcționale și eficiente și nivelul de viață se va duce la râpă în țările astea. Deci nu poate fi un nivel de viață destoinic pentru oameni, pentru viitorul copiilor noștri, dacă noi nu avem un stat funcțional. Și în contextul ăsta, iată, răspunzând la întrebarea mea, cine e contra statalității? Deci sunt dești oameni, cum a spus domn Biniuc, ferite forțe politice și intelectuale, da, care spun că nu ne trebuie stat, trebuie să ne unim cu România și așa mai departe. Dar problema și constă. Chiar majoritatea din cei care sunt pentru stat, pentru Moldova, pentru viitorul ei, deseori, chiar venind la putere, nu conștientizează niște lucruri. Și în sensul ăsta, oamenii ăștia sunt într-un fel inconștient, dar ca mine nu fac deserviciu țării propriu și statului propriu, fiind la guvernare. Eu vă aduc exemplu. Guvernarea agrariană, guvernarea comunistă, așa? Oamenii ăștia tot și la nivel declarativ și în pașii lor concreți, guvernanții respectiv, pledau pentru consolidarea statalității. Dar deoarece oamenii ăștia nu s-au bazat pe cele mai bune forțe intelectuale a societății noastre, nu i-au atras la guvernare pe cei mai competenți oameni, ci cum la noi, la moldoveni, desori se întâmplă, cu mătri, nanaș și așa mai departe, principiul cumătrismul, adică, dar nu, principiul competenței a fost pus la bază. Deci, guvernările astea s-au prăbușit, și cea agrariană, și cea comunistă. Acum, guvernarea asta actuală, pe care noi deseori întruchipăm cu regimul lui Plahotniuc, deci, de asemenea, este sortită pe ei, deoarece ei tot au mers și mai mult pe calea asta cu mătrismul și hoții deschise. Ei sunt ingenri compradori. Acum, speranțele moldovene și-l pun în viitoarea nouă guvernare legată de numele noului președinte ales Dodon. Așa? Dar, iarăși, el poate să realizeze programul numai după alegerile parlamentare, în caz că va câștiga majoritatea parlamentară. Păi, eu vreau să vă spun din start și stimaților noștri telespectatori, să o știi, și poate ne ascultă cineva din
poate și domn Dodon privește emisiunea noastră, sau cineva din consilierilor, pe el tot îl așteaptă efect comuniștilor și agrarienilor, dacă nu va lua în echipa lui cei mai competenți oameni din Republica Moldova. Deci, iată, noi vorbim, soluționăm problemele economice. Așa e? Noi vorbim, soluționăm problema transnistreană. Noi vrem să avem o politică externă eficientă. Noi vrem să avem o politică socială, socială-economică, în interesele oamenilor. Sări. Noi vrem să avem o bază spirituală a statalității, având un sistem educațional eficient și, în primul rând, dacă ești domn Biniucu, vorbi de educația istorică. Deci, dacă noi nu o să avem niște centre analitice, științifice, care vor crea pe un fel de carte de drum pentru realizarea tuturor acestor proiecte, dar vom merge, cum spune rusul, și cum a fost până amu, pe timpul comuniștilor și agrarienilor, metodam naucinăvă tâca, adică, cum zic moldovenii, un dan grochi, înțelegeți cum, și cu ăștia în gard, pe noi ne așteaptă catastrofă. Deci, pentru a soluționa fiecare din problemele astea stringente, legate de, cum v-am spus, aspectul economic, politica externă, reintegrarea țării, respectarea legislației. Noi avem nevoie de oameni competenți, de crearea unor centre analitice, științifice, care să elaboreze o carte de drum. Evident că chestiunile astea trebuie să fie trecute prin practică, trebuie discutate în anumite cercuri, dar fără atragerea oamenilor competenți, ne așteaptă. Dacă vom avea doar oameni comos în jurul nacealnicilor, că mine mă aranjează asta, e mi comod mie, ne așteaptă, noi o să izbutim doar să ne căptuim noi singuri. Alte rezultate nu vom avea. Domnule Beniuc, atunci când vorbim despre statalitate, cetățenia participativă este un factor decisiv? Depinde de fiecare dintre noi, elementele, componente ale societății? Uitați-vă, eu gândesc așa că este foarte, foarte, cum se numește, neutil, hai să numesc așa, să spun așa, este foarte neutil ca să nu ai grijă de propriul stat. De ce? Pentru că ce este statul? Este o formă de autoorganizare și autoapărare a cetățenilor, a oamenilor. Și dacă noi avem o atitudine dezaprobatoare față de stat, atunci, evident, și orizontul perspectivei, el se apropie foarte tare de noi. Și atunci noi nu trebuie să așteptăm bunăstare, ceea ce dorește toți. Atunci când vine cineva la putere, parlamentul sau noul guvern sau noul președinte, acum și așa mai departe, oamenii întotdeauna dau întrebări, dar vom trăi mai bine, dar cum va fi, dar vrem drumuri, dar vrem ce și așa mai departe. O asemenea atitudine față de stat, care este forma de autoorganizare și autoapărare, nu poate să aducă la beneficii pentru popor. Asta noi trebuie să o înțelegem. Noi trebuie să lăsăm în urma noastră, sau cum am spus anterior, să reproducem cetățeni care vor întări acest stat. Statul trebuie privit în genere, în societate, mai ales în Republica Moldova, trebuie cât mai mult stat. Noi practic nu avem stat. Nu statul care are doar numai dreptul la legitima opresiune. Și aceasta este un segment. Câteodată chestiunea asta se absolutizează. Dar noi trebuie să avem un stat care mă apără, îmi face asistență socială dacă eu m-am scăpătat în profesia mea sau în traseul meu profesional. Sau Doamne ferește, ai căzut la pat și așa mai departe. Iată aici, ăsta e statul. Când el intervine și te ajută, pentru că nu degeaba eu țin statul ăsta. În sensul ăsta, noi ignorăm statul. Noi ignorăm perspectiva lui și o ignorează chiar cei care sunt la putere, conștient sau inconștient. În sensul ăsta, chinezii spun așa, că noi nu dorim nimănui ca să trăiască în veșnica reformare a societății. Iată, noi probabil suntem capabili să producem o altă zicală.
Noi nu dorim nimănui ca să trăiască în condițiile unui stat ignorat. Pentru că noi nu știm ce ne așteaptă mâine. Viitorul nostru este absolut în ceață. De ce? Pentru că noi nu trudim de avalma cu toții la edificarea acestui stat, cu toate consecințele care urmează să ne apere, să ne deie, să ne facă și așa mai departe. În sensul ăsta, deci, cetățenia participativă, cum a spus dumneavoastră, este condiția de boltă, condiția absolut necesară. Altfel, dacă nu ne vom face noi statul, nu ne va face nimeni. Noi suntem învățați așa, noi suntem în genere plecăreți. Eu țin minte perioada din copilăria mea, când plecau oamenii în Kazahstan, lucrau acolo, la țelină, da, plecau în alte regiuni, la Donbass se duceau în regiunea Komi, unde tăiau lemne, și se duceau moldovenii și împleau lumea. Faptul că ei se duc astăzi este o continuitate a năravului de a pleca. Iar sunt, eu nu vreau să menționez acum chiar direct, iar sunt clivaje în societatea noastră sau grupuri de oameni care fac business foarte serios aici pe pământul ăsta. Produc și mere, și murături, și zarzavaturi, și așa mai departe, tot ce se vinde, tot ce se duce pe alte piețe. Fac albinărit, fac... Doamne, aici sunt o mie și una de variante, dar noi cum suntem învățați? Să ne ducem să producem niște lucrări care sunt absolut simple. Să curățăm, să ștergem, să tăiem, să despicăm și să primim cât mai mult. Deci, în sensul ăsta, domnul Biniuc, probabil, orice caz, eu așa am înțeles, când vorbește de cetățean, eu aș spune așa, ce înseamnă cetățean? Un om cu inițiativă care se implică în soluționarea problemelor societății. El nu trebuie să fie indiferent față de... Și atunci ei să ai și tu personal de la asta. Da, el trebuie să fie omul cetății, omul statului. Cu inițiativă. Noi spunem câteodată cu patos patriot. Care sunt patrioti? Cine este cel patriot? Noi suntem toți patrioti. De ce? Că aparțin acestei patrii. Iar sau, odată ce ai cineva din părinții tăi au decedat și mormântul lor este în acest pământ al Moldovei, de acum asta și este patria ta. Gata, tu te-ai legat de acest pământ, de aceste morminte, de această memorie, de această istorie. În sensul ăsta, noi toți suntem patrioți. Domnule Nazaria, haideți să discutăm despre 2 februarie, ziua statalității, această inițiativă care a venit din partea președintelui Dodon. Cum o catalogați? Vedeți că eu nu sunt specialist în evul mediu moldovenesc, dar în orice caz din ce își cunosc eu încă de la universitate, într-adevăr, în ziua asta, regele Ungariei de atunci a recunoscut în 1365, peste 6 ani după proclamarea reală a independenței Moldovei. Moldova deja exista pe harta Europei 6 ani de zile. Dar până atunci Moldova de asemenea a existat, dar ca otcină a regelui ungar, adică ca parte componentă a regatului ungar. Și domnii Moldovei sau guvernanții Moldovei erau numiți de către regele ungar și se considerau vasali ai regelui ungar. În 1359, un anumit Bogdan, devenit apoi primul domn a Moldovei independente, a ridicat o răscoală împotriva suzeranității maghiare, a proclamat Moldova independentă, a știut să apere acest pământ de la abuzurile feudalilor unguri, dar ungurii nu recunoșteau independența Moldovei, suveranitatea Moldovei. Însă, la 2 februarie 1365, printr-un document, regele ungar a recunoscut că nu-i mai poate veni de hac lui Bogdan și, de facto, Moldova a devenit o țară independentă. În sensul ăsta, noi putem să vorbim că ziua asta are o anumită semnificație de importanță națională pentru noi, deoarece a fost recunoscută internațională independența Moldovei. Eu, în orice caz, așa înțeleg lucrurile. Da, domnul Beniuc, care e viziunea dumneavoastră raportată la această dată? Nu, această dată... Și care ar trebui să fie semnificația? O dată a început și este foarte important. În genere, iată, noi vorbim cu domnul Nazaria chiar înainte de a intra în emisiune. Câte state au fost în Europa
De exemplu, până la Congresul de la Viena în 1815, pe urmă cât au devenit până la primul război mondial, al doilea război mondial, cât sunt în prezent și așa mai departe. Deci statele în Europa s-au proliferat. Din structuri imperiale s-au proliferat în state naționale și așa mai departe. Și fiecare stat, nu numai în Europa, dar în lume, caut să-și găsească ziua nașterii, anul nașterii. Și de acolo începe istoria lui. Apoi că eu vreau să vă spun că foarte multe state în lume, care devenind state, chiar și în perioada mai apropiată de noi, să-i spunem, mai contemporanizată, așa ea, își caută cu mare aproximație și îți găsesc, post-factum, după ce au devenit state, își caută și cu aproximație își găsesc anul nașterii lor, legând-o cu fel de fel de date acolo, cu o răscoală a studenților sau a oamenilor, nu știu, de cultură și așa mai departe. În sensul nostru, Moldova are exact ziua de naștere, fie 1395, în perspectiva de câțiva ani 1365, dar pe aici e naște ca stat, e naștere ca stat. Și în sensul ăsta mă adresez la ceea ce noi de multe ori vorbim, la problema istoriei. Istoria Moldovei este una atât de firească că noi nu trebuie să căutăm aproximații prin alte părți. De exemplu, Kazahstanul cu mare greu își scrie propria istorie, pentru că ei nu au istorie scrisă. Ei au doar acolo niște balade, ceva, și formă orală de ei îmblă în toate arhivele lumii ca să scoatem măcar ceva ce au spus alții despre noi. Aceste locuri, care actualmente este statul Kazahstan. Dar noi avem o istorie scrisă. Uneori sunt zeci de ani scriși și fixați în fiecare zi. Domnii, jălburi, adresări către la curte, decizii și așa mai departe. Deci noi avem istoria scrisă, care durează zeci și sute de ani. În sensul ăsta, da, apare 1812. Și aici ea, ca o cale ferată, noi ne dispărțim, vreau să zic, de ceea ce este Moldova istorică, care mai târziu, peste câțiva zeci de ani, intră în componența statului românesc, iar noi am intrat în componența Imperiului Rus. Acest pământ între această Mesopotamie, între Prut și Nistru, și în sensul ăsta dispare statul moldovenesc. Dar vreau să spun că matricea a rămas în Moldovenie. Matricea a rămas, mai mult ca atât. Nu este istorie fără așa numitele rupturi istorice. Nu este istorie fără rupturi, fără aceste sinuoase mișcări. Este absolut ceva firesc. În sensul ăsta, atunci, Polonia, despre care vorbea domnul Nazarie, atunci nu trebuie să aibă 120 domnul Victor, de ani în contextul ăsta, doar 30 secunde, să vă întrerup. Spuneți. Apropo, dacă vorbim, luăm ca un eveniment așa inițial din istoria statelor europene, destrămarea Imperiului lui Carol cel Mare, la intersecția secolilor 8 și 9, mă iertați, 9 și 10. Păi, iată, eu vreau să vă spun că de atunci până în prezent au rămas mai puțin de 10 state care erau atunci și sunt și astăzi. Eu pot să vă le enumăr. Ăsta e Anglia, Spania, Portugalia, Franța, cu anumit incertitudine și relativitate Austria, dar totuși mai degrabă nu decât Danimarca, Suedia, Rusia, tot. Gata. Toate celelalte țări au apărut mai târziu, au dispărut, iar au reapărut. Ceea ce spune domnul Beniuc cu întrerupirile astea sau rupturile. Da. În istorie, rupturile sunt evidente și sunt firești. Pentru că pe noi spune că dacă vreți voi istoria Moldovei, ce e de mult, atunci învățați istoria românilor. Dar istoria statului moldovenesc contemporan din 91, adică în mod foarte brutal, aștiințific, a omenește, pe tine te lipsește de posibilitatea de a-ți cunoaște istoria ferească, pentru că vorbeam de 1812. Da, 1812, pe filiera asta pe care noi am apucat-o, fără voința noastră, așa era conjunctura istorică și în genere... Așa a vrut Dumnezeu, dacă vreți. Dumnezeu așa au zătrit aceste 50 de țări actuale europene care sunt acum, care atunci, despre perioada anterior discutată, erau vreo 10.
Deci, adică mă iertați, domnul director, da. Adică au rămas de atunci până în prezent, fără întreruperi, fără rupturi, mai puțin de 10 țări. Restul da. Când apăreau, când dispăreau, când mai târziu apăreau. Și în da. Sensul ăsta, în ruptură și este continuitatea, pentru că în ruptura asta apare ceva nou, apare ceva noi. Ce a apărut? Guberne Basarabia, de exemplu, în cazul dat. Dar ea și-a luat în matricea ța tot ce a fost, tot absolut ce a fost în statul medieval moldovenesc. În conștiința noastră. În conștiință. Da. Și în genere vorbim de această matrice, noi, este un fel de carcas. Un carcas care rezidă în mentalitatea noastră și experiența acumulată pe care noi o transmitem permanent. Ori alții prin mișcări concrete a scrie, a lăsa și așa, testamente și așa mai departe. Mai avem 4 minute în cadrul acesta. Doar un minut. Să zic. Mentalitatea, am vorbit, memoria istorică și ceea ce numim noi codul cultural al nostru. Iată, da. Asta e matricea. Iată, da. În contextul ăsta, noi suntem moștenitori ai Moldovei istorice. Când româno-unioniștii ne spun că doar cei de peste Prut sunt moștenitorii istoriei Moldovei istorice, ei, de fapt, volens nolens mint sau spun un neadevăr. Și noi, ești din Estul Europei, care au fost incorporați după 1812 în componența Imperiului Țarist, noi toți suntem moștenitori ai istoriei Moldovei istorice, deoarece noi suntem purtători acestei matrici naționale moldovenești. Și mai degrabă noi suntem mai mult moștenitori decât ei în sensul ăsta. Vreau să rămân la un termen pe care l-ați rostit acum. Identitate națională versus statalitate. Există o interdependență? Cum trebuie privite lucrurile? Eu nu sunt etnopolitolog, ca să vă răspund calificat da. La întrebarea asta, dar desigur că există interdependență. Există, desigur. Domnul Beniuc, scurt. Da, există. Dar nu e nu este cea decisivă. Da, nu. Pe final de emisiune, ambii activați în domeniul universitar, lucrați zi de zi cu studenții. Vreau să vă întreb, cum percep tinerii aceste probleme pe care le discutăm noi astăzi și aș îndrăzni în același timp să discutăm despre educația patriotică. Uneori am întâlnit persoane care le stârnește zâmbetul atunci când vorbim despre patriotism. Domnule Beniuc, e un termen depășit sau nu se încearcă a intra în esența lui? Deci, nu numai la noi. Acum în toată Europa vorbește de patriotism și o să stea în derâdere. Deci, inclusiv în România, care era probabil cea mai performantă în educația patriotică, acum când vorbești despre patriotism, nici noțiunea nu prea... Mă rog, sunt și excepții, dar este o chestiune omniprezentă, acum universală. Deci, s-au produs rupturile hotarelor naționale, s-au produs integrații peste integrații a țărilor în diferite sisteme economici, politici și așa mai departe. În sensul ăsta, cum spunem noi mai simplu, lumea s-a amestecat într-atât că unii se numesc europeni, fiind germani, el se numește că eu sunt european, eu nu sunt finlandez sau nu. Alții se numesc, eu știu, la nivelul subregional al entității respective. Alții se numesc că eu domnule sunt moldovean, nu mai este în vogă să fii patriot? De ce? Sau... Nu se înțelege corect, iarăși, nu, poate. Încă o dată spun, patriotismul și internaționalismul nu sunt în contradicție unul cu altul. Deci patriotismul și internaționalismul sunt în contradicție cu naționalismul, cu ura față de alte popoare. Dar eu pot să rămân european, eu pot să fiu moldovean și european, eu pot să fiu patriot și internaționalist. În orice caz, în mine personal, lucrurile astea sunt bine, foarte bine. Pe această notă trebuie să punem punct acestei emisiuni. Domnilor invitați, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV.